Cinefilia. Salut, sunt Doru. Festivalul Internațional de Film Transilvania ne-a oferit o oportunitate extraordinară să vedem două episoade dintr-o miniserie care va apărea în colaborare cu HBO și va apărea și pe HBO și pe HBO Go. În această toamnă, Bani Negri pentru Zile Albe, în regia lui Daniel San. Ce trebuie să știi despre acest serial este că vei vedea trailerul în câteva momente. Este o comedie, dar cu niște note de dramă. Noi am realizat un interviu cu Daniel Sandu și iată în continuare cum este. HBO Go. Cum a fost experiența asta de a lucra cu HBO pentru o producție, o miniserie care, iată, ajunge, este original HBO? A fost o experiență intensă, a fost o călătorie grozavă, volumul de muncă a fost uriaș, practic de 3 ori mai mare decât volumul de muncă pentru un film. În primul rând pentru că miniseria are 6 episoade și practic am gândit întreaga miniserie ca pe un lung metraj împărțit în 6 capitole. Și, dar m-am simțit bine, a fost un proiect pe care eu l-am propus, o poveste originală, distractivă, este o poveste la limita subțire dintre comedie și dramă și am încercat să oferim publicului un produs la care atunci când se uită să aibă o stare de bine. Nu ne-am propus să ne ducem în extreme, să facem ceva pur comercial, dar nici ceva foarte profund. Și am încercat să găsim undeva o intersecție la mijloc și astfel spectatori cu așteptări și pregătiri diferite să-și poată extrage din ceea ce văd povești care să îi impresioneze. De unde titlul Bani Negri pentru Zile Albe? Eram în perioada când căutam cu toții un titlu potrivit, pentru că titlul inițial de proiect era The Romanian Job, ca o alternativă la celebrul The Italian Job, în care respectivii dădeau o spargere perfectă, precisă, și noi ne-am gândit, hai să facem o spargere tipic românească, unde este imperfectă, imprecisă orice acțiune a fiecărui personaj. Și pentru că nu puteam să punem titlul ăsta, pentru că intra sub incidența drepturilor de autor, a trebuit să ne gândim la titluri noi. Și am tot făcut diverse variante și la un moment dat, culmea, când eram stresat că nu găsim loc, mama mea mi-a zis din senin, așa, în timp ce stăteam la masă, m-a văzut că eram gânditor și stresat, de ce nu îi spuneți precum proverbul, bani albi pentru zile negre? Și m-am blocat așa cu furculița și mi-am dat seama că are dreptate, dar ca să nu fie proverbul, să sucim lucrurile, să facem bani negri pentru zile albe, pentru că banii despre care vorbim în serialul ăsta sunt bani furați, nu sunt bani câștigați cinstit. Și sunt bani negri, dar de ce sunt zile albe? Pentru că cei care fură totuși acești bani, îi fură pentru că sunt în niște situații disperate în care au nevoie de acești bani.
și mi s-a părut foarte potrivit titlul. Titlul scurt este Bani Negri, titlul lung este Bani Negri, paranteză pentru Zile Albe. Spuneai de ceva că au nevoie de bani personajele principale și chiar am înțeles că într-un dintre episoade sunt anumite momente emoționante în care se vede cât de multă nevoie au oamenii aceștia de acești bani, fie și ei furați, dar cât de mult se potrivește în context, cât de mult se îmbină această problemă, să nu pară totuși una prea ostentativă, să zicem. Unul din lucrurile pe care ne-am propus să-l facem a fost să nu judecăm, să nu împărțim personajele în personaje pozitive și personaje negative. Și orice preconcepție își face publicul din primele două episoade că un personaj este negativ, să descopere mai târziu că, de fapt, are în spate niște povești pozitive, are o motivație puternică pentru care face ceea ce face. La fel și personajele pozitive. Și noi ne-am inspirat din probleme de viață ale multor oameni care ajung uneori la o disperare ce îi împinge să nu mai judece dacă banii ăia sunt câștigați cinstit sau nu. Ei au nevoie de banii ăia. Unii au nevoie de banii ăia, alții nu au nevoie de banii ăia, dar cu toate astea vor să ia o felie din pradă, pentru că un alt substrat pe care l-am plantat este că atunci când se întâmplă o astfel de pradă, sunt foarte puțini oameni care au tăria de caracter să refuze să ia o felie și sunt foarte mulți care bagă mâna să ia și ei o bucată din tortul ăla care de fapt nu li se cuvine. Și cumva este cu bătaie lungă la corupția pe care o avem, din păcate, în societate și nu doar la nivel instituțional, ci în general oamenii, nu toți, dar mulți dintre ei caută o mică metodă de a ocoli legea, de a ocoli plata unui loc de parcare. De ce să plătesc un loc de parcare dacă pot să parchez pe trotuar și să nu plătesc? De ce să cumpăr un film dacă pot să-l downloadez ilegal de pe internet? Dar știți, se cheamă furt. Deci nu ați am furat bani din buzunar? Nu, dar e tot o formă de furt. Și astea sunt probleme de mentalitate a societății în care trăim, cu care eu m-am confruntat și am început să le culeg și mi-am dat seama că toate au un numitor comun. Și că multe lucruri din societatea noastră merg așa cum merg, pentru că noi, majoritatea oamenilor, avem o problemă. De exemplu, obișnuim să arătăm cu degetul spre unii politicieni că sunt corupți. Dar dacă facem un exercițiu, ne dăm seama că ei au devenit politicieni și în funcții publice pentru că au fost votați. Și au fost votați de o majoritate. Asta înseamnă că cei care au votat, cel mai probabil sunt la fel ca acești oameni pe care i-au votat. Noi nu putem pretinde că politicienii sunt corupți, iar cetățenii sunt cinstiți. Pentru că nu este așa. La un moment dat, personajele noastre ajung până la urmă la poliție să colaboreze. Acum e un pic spoiler, știu, dar sunt curioasă cum va decurge serialul, miniseria, dacă există anumite puncte pe care le vor trasa pe drumul lor. Asta nu pot să spun, asta trebuie să aibă fiecare răbdare să urmărească, să vadă unde se duce serialul. Tot ce pot să spun este că primul episod și în special primele două episoade sunt de fapt un cârlig pentru ce urmează de fapt și lucrurile vor escalada într-un mod surprinzător și abia acolo se va desface portocala în felii și lumea va înțelege mult mai multe chestii și cumva este un serial despre consecințe. Orice acțiune a fiecărui personaj va avea niște repercusiuni și de fapt este o călătorie să vedem unde duc toate aceste repercusiuni. Să înțeleg că ai construit totul cu foarte mare detaliu și totul se ramifică la un moment dat în modul ăsta. Ne-am străduit să construim așa și zicem noi că ne-a reușit. Este într-un grad ridicat de detaliere, dar cred că e suficient de detaliat cât lumea să poată să urmărească un storyline a fiecărui personaj și să vadă până unde duce și oamenii să se identifice cu personaje diferite. Meseriile celor doi actori principali au fost alese random sau au fost cumva inspirate din filmul Taxi? Pentru că
De îndată ce am văzut scena cu faptul că ei sunt persoane care repară semafoarele și care în cadrul serii ei repară semafoarele în continuare, automat mi-am adus aminte de filmul Taxi, în care era scena aceea de urmărire și pentru a decurge urmărirea perfect trebuia să schimbe semafoarele. Și de-aia mi-am pus întrebarea automat. A fost meseria lor inspirată din acest film sau a fost alesă cumva? Când mi-a venit mie ideea acestei povești, eu eram într-o perioadă în care căutam să identific și să culeg pentru viitoare personaje locuri de muncă interesante. Locuri de muncă de care nu știam. Nu știu, oameni care fabrică lumânări parfumate, tot felul de astfel de joburi exotice, diferite de celebrele, avocat, polițist, jurnalist. Și la un moment dat, efectiv pe stradă în București, am văzut o echipă care repara un semafor. Și mi s-a părut foarte interesant, abia atunci mi-am pus problema, da, totuși semafoarele astea, cine se ocupă de ele? Bănuiesc că există niște oameni care vin, le repară, le schimbă becurile. Și am trecut această idee în lista mea de astfel de joburi. Ceva timp mai târziu, când am văzut filmul The Italian Job și mă uitam și vedeam precizia cu care ei controlau semafoarele de la un computer într-o rețea bine stabilită și puteau să direcționeze trafic cum vroiau ei, mi s-a părut amuzant, pentru că mi-am imaginat atunci că, bă, dacă s-ar fi întâmplat povestea aia în România, bă, în primul rând, noi nu avem semaforizare automată, nu avem o grămadă de probleme. Prin urmare, o acțiune precum aia e foarte greu de derulat în România. Și de aici s-au legat. Dar cum ar arăta o astfel de spargere în România cu semaforiști de ai noștri? Și cumva s-a născut această curiozitate de a... Hai să imaginăm cât de imperfect s-ar derula o spargere în zona balcanică. Întâmplător, eu sunt din România, dacă eram din Bulgaria, făceam povestea să se întâmple în Bulgaria sau Republica Moldova sau oriunde. Așa mi-a venit ideea cu semaforiști. În situația în care am văzut doar primele două episoade, trebuie să zic că în această societate imperfectă, cele două doamne ale personajelor principale sunt cam perfecte. Abia aștept să văd episoadele următoare ca să descopăr dacă există în această societate imperfecte și două doamne la fel de imperfecte, sincer. Eu știu răspunsul la întrebare, dar dacă aș spune, ar fi un spoiler. Ceea ce pot spune este că personajele și acțiunile lor îi vor... vor modifica percepția publicului față de ce au văzut în primele două episoade. Referitor la nume personajele principale, ai avut vreo motivație pentru care ai ales cele două nume sau? Da. Doru și Ionel. Eu am întrebat special că mi-am zice Doru, cu toate că nu mă numesc Doru și chiar eram curios cum au fost ales cele două nume. Răspunsul este unul personal, îl cunosc puțini oameni. Eu când fac filme, plantez și niște golden eggs-uri, niște mici detalii, mici secrete, pe care foarte puțini oameni le pot înțelege sau le pot citi, oameni care știu de fapt despre ce e vorba. Dar nu o să explic de ce sunt aceste două nume, dar ele nu sunt luate de pe raftul de nume și puse acolo. Ele reprezintă ceva pentru mine. Am înțeles, deci va trebui să facem un pic de cercetare ca să descoperim. Asta e farmacul. Succes! Sunt multe chestii pe care le plantez. Un alt golden egg sunt numele de înmatriculare ale mașinilor. Încercasem să mă gândesc dacă e posibil să fie asta în timpul... Nu sunt chestii întâmplătoare. Am înțeles. E ceva după care trebuie să fim mai atenți în mod special și după aceea să descoperim... Nu cred că trebuie să fie nimeni în mod special atent sau ceva. Sunt chestii pentru anumiți oameni sau anumiți spectatori care
caută astfel de mici indicii, mici secrete și la un moment dat ele pot fi corelate privind în spate și, sau oamenii care, puțini oameni care sunt implicați direct știu anumite chestii, anumite lucruri. Mi-a plăcut foarte mult faptul că după ce a fost rasă fata lui Doru în cap, într-un final și-a acceptat preza ca fiind extraordinar de frumoasă. Chiar sunt curios, te-ai gândit vreodată că e posibil că așa să fie apărut freza respectivă? Nu, eu m-am gândit la un mod comic în care poți să rănești o fată fără să o rănești prea tare. Și mi-am imaginat că chestia asta o poate afecta emoțional, dar nu fizic, pe personaj. Am scris chestia asta, când am făcut castingul, am informat actrițele, au fost încântate pentru că au înțeles motivația pentru care se întâmplă chestia asta și nu am avut o problemă, a ieșit chiar grozav. După aia ne-am dat și noi seama și inclusiv actrița că îi stătea chiar bine în modul ăla. Cu cealaltă jumătate de păr făcea tot felul de codițe și era așa, din profil arăta ca o altă persoană. Cât de mult se potrivește această miniserie în filmografia românească? Pentru că de multe ori comediile nu prea au avut succes decât cele mai de mult, să spunem, și cele noi parcă cad într-un fel sau altul în clișee și filme de slabă calitate. Eu încerc să evit clișeele, încerc să evit extremele, să nu fie un produs comercial de nivelul acela de comercializare, ci să fie ceva cu un anumit grad de profunzime, încât oamenii să-și pună niște întrebări, să gândească, să simtă ceva la final. Datoria mea ca povestitor este să vin cu povești interesante și să creez niște experiențe vizuale grozave. Unde se vor încadra ele în peisajul cinematografic nu mai e treaba mea. Eu nu-mi propun să încadrez un produs undeva, ci îmi propun să fac o experiență grozavă și lumea să aleagă să-l vadă sau să refuze să-l vadă. Cum a decurs documentarea și construcția acestui proiect? Documentarea e făcută de-a lungul a ani de zile, efectiv din știri. Din știri care se întâmplă peste tot la noi în țară, despre întâmplări, despre spargeri, despre... Pentru că o să râdeți, dar și în România se dau spargeri. Sunt sparte bancomate, sunt sparte sucursale de bănci, uneori cu cuțitul, alteori cu pistolul, sunt sparte case de schimb valutar. Au fost și victime, s-au împușcat persoane. Pare ciudat, pare ca din filme, dar dacă dăm un search pe internet, vom descoperi că sunt cazuri reale, chiar la noi în România. Și m-am documentat din toate aceste chestii și le-am pus la oaltă, le-am țesut. Da. Și cum a fost colaborarea cu HBO? Au primit instant propunerea, ideea de proiect? Ei mă recrutaseră cu un an înainte pentru proiectul lor anterior, pentru Hackerville. După ce am terminat lucrul la proiectul acela, i-am întrebat dacă ar fi interesat să le propun un proiect nou. Și au fost deschiși, le-am propus acest proiect care avea elementul comediei, element pe care nu-l aveau în alte producții locale. Aveau umbre, aveau Valea Mută, aveau Hackerville, ele nu conțineau comedie. Și atunci am propus acest aspect, acest univers. Și au fost încântați, mi-au dat mână liberă să mă apuc de scris și pe măsură ce am început să scriu, ei și-au dat seama că poveștile sunt cu mult mai mult decât comedie și comedia este doar un strat de suprafață și asta i-a făcut cu adevărat interesați de poveste și după ce am adus scenariile într-o fază de maturitate, au hotărât că vor să-l producă și să-l aducă la viață. Mm-hmm. Cum a mers castingul? A fost un casting intens. Nu e ca la film unde doar regizorul ia decizii pentru fiecare actor. Fiind de televiziune,
Este o echipă de oameni, regizorul, reprezentanții HBO, fiecare actor a trebuit să mă convingă nu doar pe mine, ci și pe reprezentanții HBO. Fiecare actor a dat multe duble, multe probe și în combinații cu alți actori pentru a convinge și pentru a obține votul decisiv și îi felicit că au reușit să obțină rolurile astea, le-au obținut pe forțe proprii. Și, dar a fost un proces intens, fiind și multe personaje, inclusiv pentru personajele secundare, a fost mult de muncă să construim tot castul. Cât a durat producția de la scenariu până la... Practic dezvoltarea de la idee până la scenarii finite, aproximativ un an jumate. Preproducția cred că a durat aproape jumătate de an. Filmările propriu-zise undeva 70-73 de zile de filmare. Postproducția încă câteva luni bune. Cam atâta durează. Și unde ați filmat? Unde se... Am filmat în mai multe locuri. Am filmat în Piatra Neamț, în Onești, în București și la Viena. Practic am căutat să inventăm un oraș nou, ca să nu spunem că povestea asta s-a întâmplat într-un oraș anume, ci este o poveste care se poate întâmpla în orice oraș. Deci este pur și simplu un oraș fictiv. E un oraș fictiv, un oraș tip Kafka românesc, dar oamenii când vor vedea vor recunoaște că se întâmplă aia și în orașul lor și în orașul. De exemplu, dacă ne uităm acum la știri și vedem problemele cu interlopii, aproape toate orașele au interlopi, fie că știm, fie că nu știm, fie că recunoaște, fie că nu recunoaște. Multe dintre situații, polițiștii sunt în relații cu acești interlopi, apar la știri tot felul de scandaluri, că nu știu ce polițist petrece la nu știu ce nunți cu nu știu ce interlopi. Și după aia ne punem problema cum de acționează interlopii ăștia, așa de nu îi deranjează nimeni. Te uiți la știri și practic vezi cum se completează poveștile pe care vrei să le spui în universul ăsta. Uh-huh. Și undeva, adică pe HBO Go, clar, dar cam când se va lansa miniseria? În toamna acestui an. În toamna acestui an, doar în România sau va fi... Va fi undeva în 21 de țări. Uh-huh, uh-huh. 21 de țări în care emite HBO. Da, deci, practic, și cei din diaspora vor avea șansa să-l vadă. Cei din diaspora care vor avea HBO. Implicit, da. Este o chestie interesantă, trebuie să recunoaștem și să ajunge așa... Avem toate... oportunitatea asta. Da, este o oportunitate, asta este clar și să sperăm că va ajunge să fie urmărit serialul de către toți și apreciat. Din câte știu, grupurile de pasionați de HBO sunt foarte critice și sunt chiar curioasă să vedem ce feedback vor găsi pentru acest... Și noi suntem curioși. Dar, din ce am înțeles, primele două episoade au fost cu succes și... Da, am fost și noi surprinși de reacția seară și ne-am bucurat, mm-hmm. pentru că știm ce muncă am depus și știm ce așteptări avem și ne-am bucurat. Sigură că va ieși extraordinar și îți mulțumesc mult de tot pentru interviu. Și să sperăm să-l vedem cu mare dragă în următoarele săptămâni când va apărea. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu. Mulțumim că ai rămas alături de noi. Nu uita să dai like, share, subscribe la canalul nostru de YouTube și la acest filmuleț. Să-mi lași un comentariu.